Ceea ce știu e că e ultimul vârf înainte de Pasul Iduz. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Bună dimineața din cel mai tare refugiu, de la Șandrumare, din Munții de Mira. Am făcut 500 de dimineață. Mă așteaptă niște ciocolată. Am și pâinică. Acum e frig. N-am mai făcut focul. Dar ce bine a fost noaptea. Excelent. Excelent. E o zi frumoasă. Se pare că ar fi ultima. Mâine plouă și după aia începe să ningă. Planul este în felul următor. Mai încălzim un pic, luăm cu dejun, coborâm spre Pasul Iduz și deja de acolo încep munții Breț cu Iduz, care sunt o prelungire cumva a munților Vrancei. Și vedem unde ajungem să înoptăm. Am văzut că ar fi și o stână. Dacă vom continua apoi spre un pas, e o altă, un drum județean la un moment dat, și de acolo ar fi o localitate, poate găsim un loc unde să stăm. Vedem. Dar ne bucurăm de natură și băieți. Felicitări, într-adevăr, celor care au făcut acest refugiu. E chiar genul ăla de refugiu cu de toate, cu de toate. Și bine izolat, și ai topor, poți să tai lemne, să faci focul. Au lăsat aici oamenii și sare, zahăr, condimente, tot ce trebuie, tot ce trebuie. Bun, le mulțumesc, sunt recunoscător și cred că orice drumeț ar fi. Hai, ne punem curând la drum. Am completat și carnețelul oaspeților. Chiar m-a sunat aseară Andraș, tipul care m-a găzduit la căbănuța acolo din Pasul Cașin. El a fost cu prietenii lui din Ungaria, de pe la Balaton, aici cu motocicleta și chiar m-a sunat azi noapte să vadă dacă am ajuns cu bine și mi-a spus și ai găsit pachetelul, ți-am lăsat un sandwich, niște mere, a agățat, da, cum m-am uitat peste tot, nu, am văzut în caietul oaspeților că au mai trecut două grupuri înainte de mine, probabil unul cei cu mașina pe care am întâlnit, asta e, le mulțumesc oricum, dar am avut parte, am profitat de cartofiori, de una alta de pe aici, n-am dus-o rău. Bun, salutări Andraș și hai să mergem să nu pierdem timpul, coborâm de pe Nemida. La revedere, refugiu drag, mersi de adăpost. Haide. Întoarcem la intersecție, apoi la capul vitei și vom continua pe banda roșie spre Pasul Iduz. Ne-am reîntors în capul vitei și acum o să fac stânga. Tot banda roșie voi urma, în schimb nu va mai fi punctul roșu și nici banda albastră care vine de la Nemira. Și mă-i pe hartă. Voi trece pe la vârfurile Changău, Ghepar, Boca, Mailat, până în Pasul Iduz, de unde voi intra în munții Brețcu Iduz, prin Muntele Negru, vârful Iduz Izvor, până în Pasul Mușat. Să vedem. Ori o să rămân pe la vreo stână aproape de Muntele Negru, ori pe acolo pe la Pasul Mușat. Vedem. E cale lungă, dar vremea e frumoasă, e serin.
aștept să se înalțe soarele și pe aici, căci dimineața e frig tare, sunt apele înghețate. Dar ușor, ușor ne încălzim așa, dimers. Hai! Și o să fie tot coborâre, coborâre și pădure. Scârțe copaci, mai cântă câte o păsărică. Sfârșit, vedem și altceva în afară de pădure. Aici e vârful Ceangău, 1398 de metri. Mulțumesc, soare, că ești deasupra, că existi, că îmi călăuzești pașii. Și nu v-am spus că ieri am trecut de fapt în județul Covasna și acum suntem la granița cu Bacău. Și o să ținem așa în Covasna până în Vrancea. La confluența dintre județe, v-am mai povestit, e zona Ceangăilor, de-aia și vârful cu numele omonim. Ceangăii maghiarii din Moldova. Ozosep, Ozosep. Așa, soare. He, he, ce bine. Deja se văd Carpații de curbură. Uitați creasta. Și pot ajungem pe acolo. Și am ajuns pe vârful Ghepar, vreo 1300, cred că 4 metri, tot din munții Nemira. Jos e poieniță, o stână, aici o cruce mare de lemn și alte câteva cruci dedicate eroilor secui. E și un steag al secuimii. Suntem în județul Covasna. Și continuăm drumul la coborâre. Luna la noi nu mai e de mult valorificată, e pur și simplu aruncată de ciobani, arsă sau lăsată așa de izbeliște. Trecem și pe lângă vârful Boca, 1205 metri. A dispărut banda roșie, în schimb de ceva timp avem o săgeată galbenă. Ceea ce e bine, uitați pe copac. Ce ziceam? A revenit. Și cred că o să urmăm drum de genul ăsta, forestier, până în Pasoitus. Tot la coborâre. Și o mie de pufoasă. Și ce are în spinare acolo. Chiar la capăt o țepușă. Muntele mai lat. Nu știu dacă e mai lat, mai lung. Ceea ce știu e că e ultimul vârf. Vârfuleț, care e 1040 ceva, înainte de Pasoitus. Bine ați venit pe Camino de Santiago! Ce drăguț! Asta e semnul pelerinilor de pe Camino. E o scoică. Să știți că puteți urmări și clipurile mele de pe Camino, când am făcut Camino del Norte, toată partea de nord a Spaniei, din țara Baștilor, prin Galicia, Asturias și până la Santiago de Compostela și la ocean, la Finisterre. Câte culori! Deja se aude șosea națională, nu doar foșnetul frunzelor. Ne apropiem de Pasul Oituz. Am ajuns, dragilor, la Pasul Oituz,
am învățat la lecțiile de istorie de celebrele bătălii de la Mărăști, Mărășești, Oituz. Uite că sunt și eu aici. Între localitățile Brețcu și Oituz, localități chiar ce dau denumirea munților pe care urmează să iau la pas, munții Brețcu sau Brețcu-Oituz. Spunem la revedere Nemira și ne îndreptăm spre Pasul Mușat. Haideți, haideți. Aici se pare că nu e nimic, să fie vreun popas cu vreun chiurtoș, cola și ceva. Nimic, e doar o antenă, un nene care bagă benzină și mașinile care trec. Bănuiesc că vreun memorial închinat eroilor muriți în primul război mondial o fi mai încolo, la Oituz, localitate. Aici bate vântul, mi-am pus căciulă la loc, oricum îmi ofrez. Am găsit niște scăunașe de lemn, tamamune, fac un popas de jocolățică. Pe copac văd banda albastră, ar trebui să fie și cea roșie. Merg împreună un pic, dar apoi se desparte. E și o păiniță, sunt niște băncuțe și acolo un releu. Ține să despart aici drumurile. Să mai mergem un pic. Deci facem stânga sau dreapta. Munții noștri nu ne zice nimic. Folosesc harta de la cehi. Banda albastră. Face stânga. Noi trebuie să facem dreapta. Deci acolo la antenă. Hai sus, spre Muntele Negru. De fapt, nu se despart. Avem și banda albastră și banda roșie, mă rog, foarte ștearsă. Ce văzusem eu pe hartă cu albastru ar fi acel drum european E8, drum de făcut pe jos. Încă nu e pus la punct, nu e marcat, dar e în plan, e un proiect. Căci toată Europa are astfel de drumuri pentru drumeți, mai puțin la noi. Ce se vrea la noi e cumva să coincide drumurile montane cu acestea, dar știu că se vor pune și niște marcaje cu steluțele Europei. Vedem. Sper să se ducă la bun sfârșit. Eu am aflat de fapt de acest drum că vream să străbat cumva țara și am aflat de E3 și E8, E8-ul care începe din cumva la granița cu Ucraina și până pe la Drobeta. Așa am dat și de Via Transilvanica și mai e E3-ul care intră cumva pe la Oradea. Și tot așa, în zona Dunării, la Sârbi. Sper să iasă ceva bun din treaba asta și să se ducă la bun sfârșit. Până atunci, noi ne bucurăm de munții Brețcu! Iuhuu! Noi munți! În timpul toamnei. Și știți ceva? Am mai terminat o grupă. Grupa centrală a munților orientali. Gata, urmează Carpații de Curbură. Grupa de sud. Yay! Ia uitați peste ce am dat. De necrezut. Refugiu Oituz, pe nicio hartă nu există. E, se pare, nou-nouț. Altitudine 878 de metri. Refugiu Montan Oituz. Salamont Covazna. Că miroase a lemn. Deci e nou. Super tare. Înseamnă că gata, aici rămân. Mă gândeam pe la vreo stână sau poate, nu știu, după munte, după Pasul Mușat ar fi niște localități, dar din moment ce refugiu, gata, aici rămân. A venit o mașină și mi-a spus un domn că nici o lună n-are refugiu. Cu siguranță eu sunt primul care îl inaugurează.
Aveți un deja vu? Că eu am, acum cât o oră și un pic, eram aici în Pasoituz, am revenit. Tipul de acolo de sus, de la refugiu, care mi-a zis că e nou făcut, e de fapt pădurarul din zonă și a zis, uite mă, te duc cu mașina înapoi și încă vreo 4 km înspre Brescu, e o parcare, benzinărie, restaurant de toate și am zis, ok, perfect. Mi-am umplut și mațu, am mâncat o friptură țigănească și niște papanași, mi-am mai făcut niște rezerve, niște ciocolățele, una alta și am prins înapoi o ocazie, un tip din Vrancea care m-a avertizat pe aici, prin munții Vrancei, atenție la urși, oricum asta auzeam eu în fiecare zi, dar de Vrancei știam și eu, chiar e o zonă numită Ursărie, deci o să fiu mult mai precaut, adică o să cânt mai mult, o să fac mai mult zgomot și am luat și apă, căci acolo lângă refugiu nu-i niciun izvor. O să fac focul lângă refugiu și mâine va fi o nouă zi, mai lungă un picuț, dar sper să ajung cu bine la vârful Lăcăuții. Haide, mai avem să prindem lumină, mai avem un pic. Hai să facem focul, să facem și un ceai. Că mi se cam termină butelia cu gaz, nu știu cât mă mai ține. Așa că dacă vrea un ceai, un alta, mai bine fac un foc.